unicul, magicul, irepetabilul Bosso! Salut, Luigi, ce faci? Bună, Ciucă. E excepțional, foarte bine. Da? E, n-ai văzut cu ochiul. Cu Bosso, ochiul n-ai văzut. Am o întrebare, dacă te nu rog, te superi. Întreabă-mă. De ce te-ai îmbrăcat în portocaliu când noi am avut meci cu portocala mecanică și n-a fost ce trebuie? Pentru că azi dimineața a fost un cod galben de ceață. Nebusu, lasă vrăjeala, tu spune, tu ai fost sub acoperire, nu, deci tu ești cu olandezii. Nu, n-am fost sub acoperire, ăsta nici măcar, ba da, e portocaliu la Bosso, televizor. Bosso, tu ești cu olandezii. Nu sunt cu olandezii, nu sunt. Nu. Bosso, ai rădăcini olandeze și de fapt ai fost infiltrat aici să ne spui nou cu România. Și când dacă e să am rădăcini, am rădăcini sudafricane, deci nu olandeze, ba da, tot olandeze. E, scuză-mă, am greșit. Hai, uite, vezi. Acum, ca să fim sinceri... Bosso, scoate buletinul și arată-le românilor că pe tine în buletin te cheamă Luigi Van Bosso. Cătălin, să lăsăm glumele acestea neavenite. Bosso, pentru fii că mai haios, Bosso. Nu pot să Bosso fiu haios când mă ataci ca pe un portocal mecanic. Busule, haide să le lăsăm la locurile noastre. 1, 2, 3, perfect. Ia să spun eu cum e mâine. Nu, zic cum e azi, nu cum e mâine. Azi e cald, e 32. La noapte plouă? La bate noapte vântul azi, nu, ceva, nu, furtuni? Nu. Bun. Nu, la noapte bate vântul prin zonele de munte. Da, nu, decent, da, adică nu e ceva. Bun. 50 pe acolo. Mâine. Spre dimineață e posibil să apară și ceva ceață, tot acolo în depresiuni, ca și astăzi. Iar mâine va fi foarte cald. Avem deci temperaturi mari, undeva între 27 și 35 de grade. Cel mai cald prin sudul României. În cea mai mare parte a țării, de fapt, se face foarte cald. Cer variabil. În rest, în jumătatea estică, în rest senin mai mult și nu, alte probleme nu sunt. Mâine deci nu avem nici ploi, perfect, nici nimic. Busu, după aceea, ziua de duminică... La Oradea, știi cum e vremea? Mâine? Mâine? Da, am un eveniment de prezentat și plec la Oradea. La Oradea cred că erau vreo 32-33 de grade. Deci să nu-mi iau sacoul la gros. Nu, nu. Perfect, nu, Busu. Și duminică? Cald. Duminică mai cald un pic se face. În vest și în sud e foarte cald, e canicul acolo, 36 de grade duminică. Niște norări pe după masă în Carpații Occidentali, unde poate izolat să vină niște ploi, niște averse cu descărcări electrice. După aceea, ziua de luni ne aduce temperaturi și mai mari. Avem de la 30 la 37 de grade Celsius. Mult, Busu. Foarte mult, foarte cald, caniculă în vest, în sud, local și prin est, și în centru poate să fie caniculă. Disconfortul termic, asta ne omoară, e foarte ridicat din pricina umezelii care e mare, după care ziua de marți ne aduce temperaturi și mai mari, 32 până la 38 de grade. În vest și în sud sunt aceste temperaturi, local în est și prin centru. Tot așa, ca și calbă, Busu, luni e și marți. Da. Și, na, ce să zic? Știi ce vreau să zic, Busu? Săptămâna trecută am avut temperaturi de 36-37 de grade. Și apoi, la o zi distanță, aveam temperatură de 17-18 grade, adică diferențele astea uriașe. Da, a căzut temperatura foarte tare pentru că a venit un front atmosferic cu ploi, ai văzut că a fost însoțit frontul ăsta de vreme mai rece, de ploi, de instabilitate și s-a întâmplat. N-ai ce să faci. Așa se întâmplă. Vara e posibil să avem tot felul de diferențe de genul acesta. Eu, dacă ar fi după mine, aș vrea să fie mai dese momentele de răcoare. Dar iată că acum că vine iarăși un episod care probabil va fi mai îndelung, cu vreme foarte călduroasă. Asta înseamnă secetă, asta înseamnă secetă, înseamnă
disconfort pentru oamenii cu probleme termic, de sănătate. E nenorocire. Disconfortul termic este năucitor. Năucitor. Busu, să știi că avem mesaje de la telespectatorii noștri. O să vedem imediat și câteva știri pe care le-am trimis. Știu că ți-am trimis ceva din Târgoviște. Ne-a dat un telespectator cum se circulă în Târgoviște la ora asta. Și vedem imediat. Dar până una alta, să știți că sunt alți telespectatori, Busu, care am dat mesaje și au zis: Măruță, dar schimbă și tu burtiera portocalie de la... Dar nu e portocalie, hai că aia acum suntem... Da. Aia nu e chiar portocalie. Iată, eu aș fi vrut să o schimbăm, dar Busu ne spune că nu e portocalie. E fă-o verde, e o dacă, dar e o cărămizie, nu e chiar atât de portocaliu. Că sacoul meu, într-adevăr, era portocaliu. L-am scos, am rezolvat. Gata, ne-am calmat. S-a calmat toată situația. Bun, dacă puteți, domnul Ciucă, să dați un pic imagine trimise de telespectatorul nostru, ca să intrăm direct cu niște imagini trimise de la telespectator, care ne-a zis că, uite, domnule, acum în Târgoviște cum se circulă, și ne-a trimis pe numărul de WhatsApp al emisiunii. Ia, uite-te aici, Busu. Aolo, ce e? Aia e o căruță, dar e în două roți. Doamne ferește. Bă, dar, deci o căruță în două roți, a? În trei roți. În trei roți. Păi ia, mărește, mă, Ciucă, un pic, că nu-mi dau seama să intrăm un pic pe... Ia, mărește un pic să fă-l vedem... Fă-l mare, cât tot e așa, Cătălin, gata. Ia. Iată, ia, pune un stop. Ei, și dă-i un zoom. Ia căzut o roată. Să facem o analiză clară, adică i-a căzut omul o roată. Doamne ferește. Cum mă să circulă așa pe străzile dintr-un oraș care a fost capitala țării la un moment dat? Ce să facă omul capitala ăla dacă a căzut roata? Capitala țării românești, a căzut roata? Păi da, păi să se oprească și să tragă pe dreapta și să-și pună roata. Păi și nu roată. Să circulă cu căruța pe străzi, asta e altă belea. Asta e altă belea. Da. Ce să mai zicem? Mergi cu nu știu, căruța. Că s-a schimbat și codul ăsta rutier acum și se schimbă nu știu tot ce de s-a schimbat. Pe pedepse, e o nebunie mare, nu discuții știu, multe. Se schimbă multe, dar uite că nu se întâmplă nimic. Până la urmă, mă rog, n-am nimic cu cetățeanul care conducea atelajul respectiv. Că na, asta e, avea și el o treabă în partea cealaltă a orașului. Iată, da, ia uite, iată avem de la mecanici, nu știu, un zoom, mă, cred că ambele roți au căzut, nu? Nu cred că ambele, cred că asta din spate a căzut. Da, asta s-a întâmplat, ne-a trimis telespectatorul mesaj acum și mulțumim mult de tot. Avem un număr de WhatsApp unde puteți să ne mai trimiteți. Nu mă zice omul, cu două roți mergea Măruță, cu cele două. Din dreapta nu le avea. Nu le avea nici pe niciuna. Deci am dreptate. Așa a domnul plecat, Cristian ne-a dat imagine. Așa o fi plecat la drum, de acasă? Na, a plecat de acasă așa? Sau... Da. Le-a pierdut pe drum. Mai așteptăm poze și imagini demne de arătat la televizor. Doamne, apără-ne și păzește-ne de cel rău și viclean, că nu mai scăpăm niciodată de dăștea. Dar nu e problemă, peste tot în lumea asta există. Da, peste tot există atelaje care merg prin orașe. Ai văzut un Phoenix, ai văzut un Chicago, atelaje pe străzi, ai văzut un Lille în, nu știu, în München, în Frankfurt, în Barcelona, în alte orașe de genul ăsta. Focșangeles, da. Ai văzut atelaje pe acolo? Eu n-am văzut. Busu, dar pe bune, adică tu, cred că n-ai mai ieșit de mult din țară. N-am ieșit de mult, da. Aduți aminte cum sunt trăsurile la Londra, trăsurile la Paris. Trăsuri. Și ai văzut o trăsură fără două roți la păi Londra? Două roți au, doar două roți au. Mari. Mă rog. Mai glumim și noi că suntem haioși de murim. O femeie, Busu, cercetată penal după ce a mușcat un copil de 6 ani pe plajă. Cum adică? Păi mușcă. Adică momente greu de crezut s-au petrecut pe o plajă de pe litoral românesc. Un bărbat s-a dus la plajă cu băiatul în vârstă de 6 ani, femeia 40 de ani făcea poze, a reclamat faptul că a fost stropită din greșeală de copil. Și m-a stropit ăsta micu. Și l-a mușcat? Martorii spun că femeia a încercat să-l prindă pe copil, a alergat după el. Acesta s-a speriat, îți dai seama, și a fugit. L-a alergat pe plajă, într-un final l-a prins, l-a zgâriat și l-a mușcat de mână. Așa, așa îi trebuie dacă l-a stropit-o pe doamna. Bă, eu am pățit tatăl copilului s-a dus după aia la poliție și a vorbit chiar cu un avocat. Eu am pățit o chestie pe plajă în Grecia, eram adevărat, eram cu două găleți cu apă ca să fac castel cu fetele mele. Da. Și mă oprește un ceafă lată. Da. Și român era și zici: "Băi, hai să facem poză." Mm. Te recunoscuse de la televizor? Da. Nu? Zic, imediat, stai un pic. Nu, bă, acum, lasă-mă, bă. Bă, mi-a fost atât de frică că mă mușcă ăla. Pe glute, eram copilul care l-a stropit, mă.
Înțelegi? Așa m-am simțit, cred că, precum copilul ăsta care a fost alergat de cucoana respectivă. Băi, cum să muși, mă, un copil de 6 ani? Că avea 6 ani, hai, dacă avea 12, ziceam, ia uite, ăsta e, știi, ziceai că e adolescent. Ce declară doamna? Copilașul se juca pe plajă, așa obraznic cum se joacă cei mici. Și eu eram pe plajă și făceam o ședință fotoprofesională pentru o școală de dans. Nu făceam niște poze, o poză profesională. Băiețelul a venit și mi-a dat de două ori jeturi în față cu un pistol mare și un jet puternic. Părinții sunt problema din punctul meu de vedere, pentru că nu s-au ocupat de el, nu l-au supravegheat. El stătea de ceva timp la malul mării și se juca singur. Și atunci am alergat după el să-l prind, să-l duc părinții. Da. Am căzut peste copil, domne, și l-am zgâriat, după care l-am strâns, cred. Pur și simplu eu când am căzut s-au întâmplat toate astea, dar de mușcat nu este cazul. Avem un avocat. Să vedem ce o să se întâmple. Mie îmi pare rău pentru copilaș. Chiar nu sunt o nebună. Lucrez cu oameni de 20 de ani. A declarat femeia. O cred și pe ea. Acum, ideea e că, într-adevăr, și părinții au o doză de vină aici, că îl lasă pe copilul ăla singuratic așa să-și facă de cap pe plajă. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu pot să vreau să fii sincer cu mine, da, și să avem un moment de sinceritate. Te rog. Să-mi spui dacă pe tine te-a mușcat vreodată vreo femeie pe plajă. Nu, singura... Deci doar băieții ai incidentul. Nu, incidentul ăla cu ce-a fălat. Nu, dar te muște vreo femeie pe plajă? Nu m-am mușcat acum niciodată. Acum 10 ani? Nu, 20 nici, de ani? Nici măcar. Nu. 25 de ani? Nu. 30 și de nu ani? M-am mușcat nici în sensul ăla, nici în sensul ăla alalt. Am înțeles, Bus. Mergem mai departe atunci. Am aflat cum stau lucrurile. Busul, mergem la Timișoara. Mergeți. Mergem și cu tine, Busu, pentru că iată, la aeroportul din Timișoara au plecat avioane. Nu, Busu, nu te grăbi, Busu. Nu mai pleacă în fața avioane. Noului terminal Schengen, ba da, Busu pleacă. Așa. Chiar în seara asta pe Timișoara zbor. Așa. Fii atent, uite-te un pic ce se întâmpla în fața terminalului Schengen al aeroportului din Timișoara. Ia să vedem. Palmișoara, se mai numește Timișoara Palmișoara? Palmișoara. Să spună colegul nostru. Ia. Fii-te. Ce se aia? Porci? Bivoli, porci, ce porci pe terminal. Bă, dar ce e asta, mă? Mă, acum nu pot să-i blamez pe porcii aia că au vrut și ei cu avionul. Păi știi de ce? Pentru că porcul nu poate să vadă cerul. Nu știu dacă știi. El are o problemă la gât, așa, el nu poate să ridice capul să vadă cerul. Și atunci a vrut să fie în aer, să vadă și el cerul de la nivelul ăsta. Și e vremea aia, se schimbă vremea când... Când o să zboare porcul. Și a zburat porcul, pe terminal a zburat, că n-a zburat chiar cu avionul. Sau probabil ar asta, putea, mă, fi ceva subliminal. Cum, bă, cum să lași porcii aia? Nu, s-o fugit să... de pe la gospodăriile de acolo. Ce gospodării? Păi, pe lângă aeroport mai sunt poate case, gospodării. Păi și cum au trecut de gardurile alea? Am asta întrebare. Te întreb. Păi nu-s garduri acolo. Nu? Parcările alea sunt frumoase. N-au garduri. Păi nu-i gard, că nu e garnizoană. Nu. Busu, dar vreau să te întreb ceva. Crezi că o fi de fapt un mesaj subliminal? Că ce? Și anume, noi vom intra în Schengen. Când o zbura porcul? Când o zbura porcul? Poate că le-a dat drumul olandezii ca să... Olandezii. Da, olandezii. Le-au dat drumul olandezii ca să ne enerveze. Acum, știi cum e... Nu cred că e mesaj subliminal. Cred că cineva și-a scăpat porcul pe pistă. Atât. Da. Ce să... Așa e. Busu, hai să mergem mai departe la o studentă din București care și-a dat părinții în judecată ca să-i dea 2000 de lei pe lună până termină școala. Îi reclamă că n-au susținut-o să devină vegetariană. Cum? Pe bune. O studentă din București și-a dat părinții în judecată ca să-i dea 2000 de lei pe lună până termină școala. Îi reclamă că n-au susținut-o să devină vegetariană. Dar nu înțeleg ce legătură are vegetariana, că n-au susținut-o că e să fie vegetariană. Ea a zis, vegetarian? Vreau să fie vegetariană. Părinții suntem de acord, nu te susținem. Da. Și a zis, vreau în judecată și le cere 2000 de lei. Dar care e legătura între faptul că n-au susținut-o să devină vegetariană și ce cere ea 2000 până la terminarea școlii? Nu înțeleg. Îți dai seama că nu era o relație tocmai potrivită. Asta probabil, e clar că n-au o relație foarte bună. Până la 18 ani ar fi interzis să aibă un anumit cerc de prieteni. Nu i-ar fi permis să petreacă noaptea acasă la una dintre colegele sale de liceu. Mă rog, asta... Nu ar fi susținut în decizia de a urma o dietă vegetariană. Tânăra a explicat că deoarece în casă existau în mare parte preparate din carne, mezeluri și dulciuri, a fost nevoită să mânce zilnic pâine cu iaurt.
În acest context, în 2023 a decis să plece de acasă. Okay. Chiar și după ce a intrat la facultate, relația cu părinții a rămas tensionată. Bă, a intrat la facultate, asta e important. Exact. Deci, nu mai discutăm. Și a dat în judecată să le ceară o pensie de întreținere. Aha, foarte bine. De ce ești de acord? Da, sunt de acord, de acord. Nu sunt de acord neapărat cu măsura asta pe care și părinții vin și zic: domne, i-am dat 3500 de lei pe lună pentru cheltuieli. I-am pus la dispoziție un apartament în sectorul 6. Ia auzi. Părinții au fost dispuși să plătească chiria pentru apartament în altă zonă. A, e treaba complicată, da. Băi, e complicată, înseamnă cum că să te dea în judecată copilul că tău. Da. Asta mi se pare, da, un pic deplasat. Poate că n-o fi copilul lor. Cine știe, Busu, o fi... am o întrebare destul de grea pentru tine. Aole. Ai treabă mai încolo? Da. Că te provocam la ceva foarte puternic. Dar dacă ai treabă, nu, nu trebuie să plec. Da? Da? Era ceva puternic și puneam pe șaturi pariuri. Nu, eu ce șaturi? De lămâie. Nu. Te puneam la o provocare grea, Busu. Da. Vitamina C. N-am eu treabă cu provocările tale, mă. Dar unde pleci? Mă duc, am treabă. Unde? Acasă, am treabă cu fetele mele. Ce faci? Vreau să știu. Mă duc undeva. Unde? Mamă, dar ești culmea, mă, băiatule, mă. La film, la teatru? Nu la film, la Saga. Mă lași? Da, te las, bav. Deci tu te duci la Saga? Mă duc să o duc pe aia mică, să o bag la Saga, să-i fac rost de, să-i iau aia, brățara. Păi de asta m-am pus, mă speria să-mi ferească Dumnezeu, m-am gândit că te duci tu la Saga. Ei, mă duc la Saga. Să o văd pe Nicki Minaj, ce... Mișto. Ar fi frumos, dar nu. Iată, nu, Busu, mă duc. Pentru că astăzi începe cel mai așteptat eveniment al verii, Saga Festival, pe lângă vedetele internaționale precum Nicki Minaj, de care zici tu, Rita Ora, Tyla, care este iubita lui, Travis Scott, Armin Van Buren sau Hathaway, Hardwell, vor fi prezenți și artiști români, știai, subcarpați? Da, subcarpați, care paraziții. Cred că cântă chiar în seara asta. Da, dacă nu Smiley Mihail, o scenă întreagă va fi și cu trap românesc, așa. Foarte că, frumos. Mi se pare petrecere într-un avion adevărat, va fi nebunie mare. Da. Trei zile va fi o experiență unică pentru cei care merg la Saga Festival. Îmi place. Busule, îmi place ideea. Îți doresc o după-amiază minunată și... Bumții, bumții. Rebus. Yeah. Bine, așa să-i rămână numele.